la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Rata inflației continuă să crească, putând ajunge până la finele anului la 31%, a declarat recent guvernatorul Băncii Naționale. La sfârșitul lunii aprilie, rata inflației a depășit 27%. Prețurile din Republica Moldova au crescut semnificativ, a mai spus Octavian Armașu, ca urmare a exploziei prețurilor la carburant și energie pe piața mondială, dar și a prețului la alimente, fenomene accelerate de războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Care sunt îngrijorările moldovenilor și în cine au încredere? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Toate economiile se confruntă acum cu o inflație în creștere ca urmare a crizei pandemice și a războiului din Ucraina, a declarat guvernatorul BNM Octavian Armașu, precizând că în aceste condiții Banca Centrală de la Chișinău trebuie să adopte o politică monetară restrictivă. Au fost deja scumpite creditele și s-au luat măsuri pentru a reduce masa monetară în circulație, măsuri salutate de conducerea Fondului Monetar Internațional, care a anunțat un sprijin financiar suplimentar pentru Republica Moldova, în valoare de peste 260 de milioane de dolari. Inflația, tarifele și prețurile majorate sunt cele mai mari îngrijorări ale interlocutorilor mei cu care am discutat la Sângerei. Oamenii vorbesc cu înfrigurare despre veniturile reduse, corupție, sărăcie, dar și despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina pe 24 februarie. Războiul. Așa mi-e frică că avem în coastele noastre Transnistria, asta ca un dint într-un loc. Mă scuzați de expresie și dincolo mai la sud ceilalți. Știți, e că atunci în 92 a fost la Nistru, a fost război. Dar mă, chiar e cam băiat la Chișinău și el ținind două familii la dânsul de refugiați. Dar vă este clar de ce a izbucnit acest război între Rusia și Ucraina? Eu s-o cot că rușă-s vinoveți. Și noaptea ne-am spărit că s-au zăbubuituri și aici la noi, cred că de la Soroca, nu din altă parte, de aici, de la Vinița s-au zăbubuit. Nu cum așa să omoare oamenii. De-a mâinii nu-i frică, eu mâinii pe mâinii mă duc, dar de copii și de nepoți și zintre nepoți mi-e fric, știți. Dar viitorul Republicii Moldova depinde și de cine va ieși învingător în acest război ruso-ucrainean? Sincer vă spun că scaparea noastră numai cu unirea cu România. Cel mai mult ce vă îngrijorează este războiul. După război, ce alte probleme ai? Mai apar care provoacă dureri de cap. Vedeți că din cauza războiului s-a mărit prețurile și la combustibil și la energie electrică și la pâine și nu numai la noi, e că fac legături cu fetele în Portugalia, în Spania, în Italia, la fel. Așa că nu, eu nu pot să mă supăr pe nimic. A fost și mai greu. Mă adere și pașii. Uite, e primăvară, uite cer frumos în el. Și înflorit. Și vrei și pașii și copilașii ăștia să fugă, că pâine și aia care ne-o dă Dumnezeu, așa, o mai pui ceva pe dânsa. Dar nu mor de foame, că eu sunt din timpul războiului născut și în foame și știu multe lucruri, dar nu pot schimbi la noi. Am o tineria tot atât sunt telefoane și nu-i interesează absolut nimic. Chiar un vecin acolo a făcut cetățenii românească și pe el și copiii și sprânească din România. Dar s-a dus să voteze pe Drodon. Dar cum? E că sincer, spus, sunteți o femeie străină și eu nu-i înțeleg pe lumea asta. Dacă duminica viitoare ar fi alegeri, ați merge la vot? Da. Dar de ce să nu merg? E greu să știți cui să-i dați votul? Parcă totuși vrem pentru democrație, pentru Europa, pentru că asta e scăparea noastră. Dar relația cu Rusia cum ar trebui să se dezvolte? Lasă fie bine, că noi luăm de acolo gaz, da, ne șantajează, dar de unde să luăm din altă parte? E ca că era vorba prin la Caspic, de la aici, de la turci să vii încoași. Românii zic că iau gazul lor, dar eu vă spun, românii țară bogată, dar noi și avem nici mare, nici munți, nici nimic. E că mă uitam la secția asta de pașapoarte. Sute de oameni, tineria de asta se duce. Și acest exod va continua, rămâne o Moldovă depopulată și atunci tot mai mulți își pun întrebarea ce viitor are acest stat.
și așa e populat. Multe sate au rămas fără locuitori. Știți, eu am umblat cu agitația, cu alegerile și știu cât populație era și cât s-a dus și câți copii s-au născut și cât s-au murit. Au murit 12 și s-au născut 4 copii în timp de 4 ani. Apoi unde mergem? Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Eu și să-l văd aici, tineri, trebuie să-l vadă. Și păcat de pământul ăsta, că la noi e bogat, așa, așa. Putea face ceva. Valentina Ursu, Europa Liberă. Mi-a plăcut Europa Liberă. Emisiunea de la Ungheni, dumneavoastră, m-a luat un interviu de la mai multe persoane și mi-a plăcut. Erau acolo oameni, se vede că se aproape de prut și alții îl privesc lucrurile. Am venit în vizită la Sângerei și discutăm cu cetățenii despre îngrijorările cele mai mari pe care le au în aceste timpuri. Ce vă îngrijorează cel mai mult? Dar cine îngrijorează? Situația din țară, sigur că instabilitatea. Activez într-o firmă de construcție unde totuși nu e instabilitate, materiale foarte des se scumpesc și nu numai asta, în genere și copiii tare stresați și la școală, când pe nepoții când ne petrecem. Nu e bine, nu e bine deloc. De ce a apărut acest stres? Și războiul și instabilitatea tot împreună s-a luat și ar trebui să fie diferite întruniri cu cetățenii de a se lămuri din partea guvernului, din partea departamentelor care se ocupă cu educație, deoarece suntem într-o stare tare dificilă și cred eu că Dumnezeu ne-a dat totuși pe viitor pace, pământ și va fi tot bine. Dar vă este clar de ce a izbucnit acest război ruso-ucrainean? De timp a fost agresor statul rus și sigur că invidia pe statul vecin că el prosperă mai bine ca ei și iată s-a început. Totuși eu socot că la nivel de țară un președinte ar trebui o dată, două ori să aibă mandat. De cine depinde pacea? Pacea depinde de toți. Dar viitorul Republicii Moldova de cine depinde? Viitorul Republicii Moldova eu greu îl văd, greu foarte îl văd. Oamenii nu sunt informați, propaganda încă predomină, chiar și la noi și în Sângerei. E o propagandă nebună. Hai odată să o oprim printr-o lege oarecare, pentru că e imposibil să trăiești în minciună atâția ani de zile. Ne-am săturat iată așa ea. E greu pentru cetățean să facă diferență unde e adevăr, unde e minciună și mai ales să aleagă greul de lenghenă? Eu socot că el atunci o să înțeleagă numai atunci când o să fie informat. Care vreau să informeze, se informează, dar sunt mulți care nu au posibilități, muncesc mult astea și primesc informația asta care e minciună și el așa o cred că trebuie să fie. Se discută mult în societate, încă de la proclamarea independenței, încotro Moldova, mai aproape de est, mai aproape de vest, această geopolitică astăzi mai este actuală. Calea în Europa, fiindcă nici nu închipui altfel, închipui că asta ar fi un prăpăd dacă n-ar fi aderarea cu Uniunea Europeană sau în unirea chiar și cu România. Dar lumea înțelege care sunt avantajele de pe urma apropierii de est sau de vest? Cam nu înțeleg, de atât zic trebuie informare. Știți, tare mă miră faptul, eu lucrez de 40 de ani cu bărbatul în construcție, acum avem firma noastră și avem acces la diferite tendri care europenii ne finanțează, mai ales România, foarte mulți școli, foarte mulți grădiniți și când te întâlnești cu un domn care el n-are idee cine trebuie în România asta, cine faci România asta și când le spun, uitați-vă, ieșești să uite, nu se informați, nu știu, nu se lucrează. Dar relația cu Federația Rusă, cum ar trebui să o construiască Republica Moldova? Cum pe toate țările le ține, sub ciubotă, așa ei vreau, cum și-a fost înainte, cum ne-au povestit părinții, ce a fost, colectivizarea, deportări, de amune se mai poate. Uite, lumea nu e informată de lucrul ăsta. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, ați merge să votați? Da, desigur, eu tot timpul am fost și am votat. Și e greu să știi cui să-i dai votul? Eu tot timpul am analizat și tot timpul am votat dreapta. Sigur că acum, ultima oară, am votat-o Maia Sandu, deoarece pe dânsa o văd mai trează la cap. Și îl văd încă și pe domnul Gligor. Ce vă doriți cel mai mult? Îmi doresc ca copiii mei să trăiască în pace și nepoții sănătate. Valentina Ursu, Europa Liberă. Valentina Ursu, te ascult întotdeauna. Că trei oameni cum grăiești, îmi par bine. Astăzi am venit în vizită la Sângerești și întrebăm cetățenii care sunt cele mai mari îngrijorări cu care trăiesc ei astăzi. Ne îngrijorăm și noi ca toată lumea. Mai mult de lumină, de gaz și de prețuri. Și ne îngrijorăm tare și din Transnistria și Spitreșii. Ne doare inima. Ne doare inima și sunt și la noi mulți copilași. Aici avem 450 de refugiați. La un lagăr aici se cheamă Comsomolski Ozero. Păi este clar de ce a izbucnit acest război dintre Rusia și Ucraina. Nu au avut înțelegere oarecare. Dar de la ce nu s-au înțeles? Domnul Zelenski a vrut în Europa, dar Putin a vrut să-l iei el, să-l ocupi și de acolo unde au avut o neînțelegere. Dar chiar așa de tare să-i bată. Atâta distrugere cât vedem la televizor. Vă spun sincer, când deschid televizorul, întâi și întâi văd este. Dar credeți că va fi ușor să se oprească această vărsare de sânge? Foarte greu, el văd că se luptă și se luptă multă lume. Ce? Care Zelenski și ne gândim chiar să o iei de la început.
nu mai faci ce și-a făcut, cum a fost până acum. Dar de cine depinde pacea? Depinde pacea tot dintre dânsi. Poporul nu e vinovat. Poporul suferă nevinovat. Dar viitorul Republicii Moldova depinde de cine va câștiga acest război? Da, eu mă gândesc că depinde. Depinde tot și trebuie să, și dacă să ne plecăm. Și ce viitor are Moldova? Dar nu mai are viitor, că noi am fost și cu ruși, am fost. Dar tot sperăm la o Europa, la o europeană, dar să liniștească toate spiritele astea, că vezi că numai un cuvânt ceva și el așa e de agresiv cu toată lumea. Dar tot relația lumea. Republicii Moldova cu Federația Rusă, cum ar trebui să se dezvolte? De dorit să aibă colaborare bună. Am avea și gaz mai ieftin, am avea și lumină mai ieftin. Să ne umilim. Las ne umilim, dar să fim sănătoși. Cap plecat, să cap abia nu tai, dar soarele nu-l vede. Asta e, dar cu tot se înșantazează și ne pune bieță în roate. Dar dacă duminică ar avea loc alegeri, ați merge să votați? Am merge, dar nici nu știm de pe cine să votăm. Am votat-o pe Maia Sandu și am crezut, dar ei singur nu poate face nimic. Câte bieță are în roate și pe cine să votăm. O rugăm ca să fie demnă și pe cuvintele care le-au dat către popor să le împlinească cu sinceritate. Întotdeauna o ascult când vorbește la televizor și văd că vorbește din toată inima și ar vrea, dar este acolo un dar, nu știm, pentru că nu știm planurile lor pe viitor și să mai și. Și e bravo că nu cedează și am dorit ca ei să nu cedează și să mergem înainte așa cum așa și bine. Cu dânsa, cum mai s-a până la sfârșit, să vedem, să scotem lucruri la capăt. Că începutul trebuie să-l ducem până la sfârșit. Ce vă doriți cel mai mult acum? Pașii, sănătate în primul rând, să duc și boala asta, să nu mai vii pe la noi, că ne spune mai vine alta. Și noi ne îngrijorăm, chiar rugăm Parlamentul să aibă grijă de popor, pentru că noi îi susținem. Valentina Ursu, Europa Liberă. Eu totdeauna vă ascult pe Europa Liberă și sunt patriot a emisiunii voastre. Am venit în vizită aici, la Sângerei, și întrebăm cetățenii care le sunt cele mai mari îngrijorări. Vrem pace, ne temem de război, de Vladimir Putin. Suntem îngrijorați tare. Am fost la fete în Italia și nu dau drum acasă. Tată, unde te duci, că acolo e război, dar mata te duci. Dar noi vrem acasă. Dar bă, este clar de ce a izbucnit acest război ruso-ucrainian? Putin, tot e vinovat aici. Vreau să facă țara Uniunea Sovietică din nou. Și e cu putință acest lucru? Să opun ucrainienii, frații ucrainieni. Dar pe noi și cu cine să ne apărăm? N-avem cu cine. Moldova. Măcar că în 92 am luptat împotriva lor. Dar ce să facem noi? Noi suntem țară mică, doar de nu știu cum să ne părăm, dar nu avem cu cine părăm. Dar acest statut de neutralitate a avantajat Republica Moldova? Poate într-o parte și ne-a avantajat, dar nu știm mintea lui Putin și o are. E mare prețul pe ce azi? Mare preț. Dar cine poate asigura pacea, iată, în această regiune unde este toată și Republica Moldova? Cine poate să ne susții Uniunea Europeană, dar nu mai chipă de mintea lui Putin. A vrea să ne ocupe, ne ocupă într-o oară, două. Dar viitorul Republicii Moldova depinde de cine va câștiga acest război? Dacă câștigă rușii, nu prea dorință. Vrem în Uniunea Europeană, ca toată lumea civilizată. Dar aici, la Sângerei, părerile sunt împărțite. Da, ia că eu sunt patriot a țării mele. Da. Soția e ucraineancă și ia că țării cu rușii. Nu o poți convinge și gata, măcar că e ucraineancă. Nu că Putin și Putin. Putin ia că le-a băgat în cap politica lor și gata. Cât masterul îi lămuresc și asta și e greu. Și cum vedeți viitorul Moldovei? Iată, peste 5, peste 10 ani. Poate să ne primească Uniunea Europeană dacă nu ne ocupa Putin. Și între timp Moldova a depus această cerere copii, de aderare la Uniunea Europeană. Da, știm, așteptăm luna iunie, poate ceva să decide, măcar candidat. Și mai vedem. Și credeți că va fi o cale ușoară? Eu cred că și cale ușoară, de ce nu? Trebuie făcute reforme, trebuie resuflecate mânicile. Noi în străiune, dar cu cine, că am rămas mai bătrâni aici. Suntem 4 în familie și 4 soții are și sunt toți copii după graniță, 27 de copii. Numai noi bătrâni am rămas. Și eu vă întreb, cine o să facă reforme? O să vii copiii înapoi, rămâne casa aici, pământurile noastre. Poate. Dar ce reforme credeți dumneavoastră că trebuie făcute în primul rând? În primul rând trebuie justiție corectă, trebuie oameni cinstiți la putere puși, de găsit miliardul și ala de când îl gătem să-l găsim și nu mai găsim. Dacă duminică ar avea loc alegeri, ați merge să votați? Numai decât eu în primul rând. Pentru partidul lui Maia Sandu, eu o susțin tare mult. Și a fost patriot a țării mele toată viața. A fost în 92 la Nistru. O partie care susțin pe Dodon, pe
ușor, măcar când ne-au furat. Ei au susținere din partea poporului care e înapoiat de politica rusească, de televiziunea rusească. Și nu le pot convinge cât mă stărui și familia mea de până în țară. Și se observă această dezbinare a societății. Credeți că o coagulare, o solidaritate a cetățenilor poate să apară? Poate. Trebuie leacă reformele făcut, de schimbat, să vadă și soția mea și cumnatele că ea că mai au fost drepte. Cât îi lămuresc și lămuresc dacă n-ai cu ei. Putin a fost pe vremea sovietică bună și bună când ne-a dus. Eu am fost în Europa mult și curățeni și frumușați acolo. Nu sunt cu ei casele, fata lasă casa descuietă. De la noi te temi noaptea aia dorniți să vii, stii fără, te încui porțele și ușa. Cred că totul va fi bine. Nu mă spun eu copii roșu. Dar de cine depinde binele ăsta? De împăratul Rusiei, dacă vrea să ne ocupe. Dar poate frații ucraineni susține și nu ne ocupa. Dar trebuie și guvernul, parlamentul să lămurească că totul va fi bine. Și credem că și bine. Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în vizită aici la Sângerești și discutăm cu localnicii despre îngrijorările cele mai mari. Care sunt cele mai mari îngrijorări ale cetățenilor? De ce le este cel mai mult frică oamenilor azi? E frică că mor de foame. Noi suntem prepădiți. Dacă dumneavoastră ați fi la putere, ce ați face? Aș cata oameni în vârstă care știu a gospodăria o ținesc cate din rod. Dacă duminică ar avea loc alegeri, ați merge să votați? Eu mă duc și votez socialiști și pișori. Ce vă doresc cel mai mult acum? Acum eu doresc mult sănătate și să se schimbe conducerea asta noastră. Să cate din rodul nostru, țara noastră, nu trebuie vândută, dar trebuie păstrată, rodul nostru tare muncește, dacă nu și dar și viitorul Republicii Moldova depinde și de cine va de ieși conducere. Învingător în războiul dintre Rusia și Ucraina? Noi, Doamne ferește, Doamne ferește, eu trag nădejde ca și schimbări. Că guvernul ăsta nu cred eu că ar să o ducă până la sfârșit aici 4 ani. Eu nu sfatui că nu de fac și doresc ei între dânșii. Dar până acum 30 de ani a fost bine în Moldova? Păi a fost mai binișor, nu chiar așa ea ca acum. Dacă tot parlamentul ăsta 60% de-am în lume ăsta care știu care întrânge. Sunt milionari, deputați, ăștia sunt milionari. Ei nu tot așa au muncit ca și noi, nu tot așa au muncit ca și dânși. Eu cred că și schimbări în țara asta. Și bă, că de-am în noi încotro. Trebuie să-i scoadem. Și bă, dar într-o zi să-ți facă? Nu-i de noi. Are un an jumătate. Dar și ei de 8 ani ce-au făcut? Și ei de 8 ani care te-au furat din cap în încear. Ce-au făcut? Ascultă-mă atent. O furată și nouă ne-a dat. Unii ajutorul. Ascultă-mă, da. Unii ajutorul cel care au dat socialiștii 1000 de lei la Paști. Gaz era 4,50, dar acum o luat din... Da, când erai tânăr, cum erai și brie emusii? Nu ești drept. Nu ești drept. Și ne-a taia-i votatul și amu îți pare rău că te stuchești o lume între voi. Nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău de așa oameni care nu înțeleg, trăim în țara asta, care nu-i nici o unire. Haideți să vă întreb și pe dumneavoastră. Valentina Ursu, Europa. Cu plăcere vă ascult. Europa Liberă. Am ajuns în vizită aici la Sângerești și întrebăm cetățenii care sunt cele mai mari îngrijorări. De la minte moldovanului. Nu-i înțelepciune, nu-i unire. Ei le-au vărât în cap că eu am măjit cu un ceas, cu un macaron și tot așa țin. Dacă vrem pensii, de unde pensii dacă ei ne-au furat și tot ne fură? Și amândoi ani vor să fac și ei și-au furat în 30 de ani. Domnul, l-au făcut pe fraițo miliarder pe la Rusia. Dacă duminică ar fi alegeri, ați merge să votați? Da, eu tot timpul merg, am să merg și să aleg, așa, pe intuiția mea. Dar e ușor să știi cui să-i dai votul? Nu e ușor, nu e ușor, fiindcă e manipulare mare asta și de măgel și de totuși. Iată, în aceștia 30 de ani, a fost diferență când la putere au venit partidele de dreapta sau cele de stânga să guverneze? Există o diferență? La noi drept este boala moldovanului, cum ajungi la putere, cum se îmbolnăvesc, de a manipula. Ia cata, vă spun drept. Astăzi cine vă insuflă cea mai mare încredere? Nu știu azi cine mai insuflă, Dumnezeu de sus. Dar este în politice. E greu, e foarte greu în ziua de azi să te orientezi, doamna Sandu. E luptă, eu socot că e pe calea dreaptă, deci poate e să fac. Eu însă m-am dus cu pieptul deschis că ei nu m-au furat. Eu asta știu, că nu m-au furat. Dar cum vedeți viitorul Republicii Moldova și de cine depinde? Depinde de acest război și de cine va ieși învingător în acest război? N-o să mai ieși învingător în război. Dar dacă câștigă Rusia sau dacă câștigă Ucraina, e același viitor pentru Moldova? E diferit. Dacă Rusia pe noi de sub călcăi, n-o să mai ieșim. Nici n-am ieșit tari și nici n-o să mai ieșim. Dar în Ucraina e cum ar fi. Mergem spre Europa, așa și-ar trebui. Așa și trebuie să mergem spre Europa. Și nădejdea e în totuși cu ochii spre Europa ne uităm. Ce vă doriți cel mai mult acum?
Sănătate, pace în lume, în casă, în suflet, toată lumea și înțelepciune. Dar de cine depinde pacea în această regiune unde e situată și Republica Moldova? Da, păi greu la noi că șeri prin Destrovie, armata 14, a rusii. Deși de vorbit, Rusia imperială a fost și evreie încă să fie, dar nu-i. Deamă, dar deamă să fie câtă să ne răbd Dumnezeu, nu știu. Ne uităm, eu mă uit și da, și înspre România, alții nu, dar de ce nu? Dacă acolo suntem, am fost și când suntem în sânge și la să fie și unirea. Și acolo mai este o leac de putere. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am ajuns în vizită aici la Sângerie și întrebăm localnicii ce temeri au, ce îngrijorări au, ce bătăi de cap și de unde vin. Bătăile de cap e în primul rând cu războiul care s-a strânt în Ucraina și Moldova e afectată. Totodată oligarhii încă stau după hotare la locuri calde și scaldă în bunătățuri acolo, dar Moldova aduce lipsă pensionieri și chiar salarii. Mici. Mulțumim parlamentului care este și a început să facă poriat și credem că să aducă la îndeplinire ceea ce a făgăduit. Așa parlament noi n-am avut și bravo Maia Sandu. Maia Sandu e bravo că a început împreună cu parlamentul și ca oligarhii se scoată la iveală și trebuie confiscată bogăția și depus în caznaua statului să fie pentru popor. Asta e dorința noastră. Da, iată, de 3 luni aproape are loc acest război între Rusia și Ucraina. Dumneavoastră, vă este clar de ce s-a declanșat această confruntare armată? Vinovatul din Rusia, e tot timpul s-a socotit ceva și mai sus decât alții, starșe brat. S-a terminat cu starșe brat, noi suntem egali și trebuie fiecare să trăiască în țara lui în pace și să ne stimăm, să ne ajutăm, dar nu să asuprim pe cei mai slabi. Da, ușor se va opri această vărsare de sânge în opinia dumneavoastră? Ca să prelungească, fiindcă rușii nu se dau și ucrainenii au dreptate să apere pământul lor, dar le ajută. Putin niciodată nu s-a gândit ca să fie atâtea ajutoare din Europa și din America. Și eu cred că în câteva zile să fie stăpâni pe pământul acela. Că am auzit, o spus cineva de acolo. Noi ia să distrugem tot aici, aici și Rusia, n-a mai și Ucraina. Ucraina a existat și va exista și o să învingă și credem că o să fie tot bine. Și oamenii se vor întoarce la casa lor, cum noi iubim fiecare casa noastră. Dar dumneavoastră credeți că viitorul Republicii Moldova depinde de cine va ieși învingător în acest război? Noi tragem nădejde că tata să fie bine, noi suntem neutrali și noi susținem vecinii noștri ucraineni și îmi pare rău că au pornit împotriva lor așa ceva. Și noi nu susținem Rusia și criminalii sadiștii care au făcut în Bucea și în Irpeni. Au făcut mari crime acolo și au violat fete tineri și au omorât oameni și au dat prin gropi și au furat frigiderii, microvalnovi și au dus în Rusia. Ei trăiesc acolo în Rusia și e vai de capul lor, dar banii îi dau permanent și trăiesc mafioșii lui Putin. Dar acest statut de neutralitate a fost de folos Republicii Moldova? Este de folos Republicii Moldova? Da, este de folos, fiindcă noi nu trebuie să ne amestecăm unii nu trebuie, noi ajutăm refugiații și facem tot posibil să fie pace între noi și între Ucraina și Rusia și vrem ca pacea să domine și parlamentul și-a început să ducă până la capăt. Cine poate instaura pacea în regiunea asta unde e situată și Republica Moldova? De cine depinde în primul rând? Regiunea Mării Negre, tot Europa împotriva Rusiei și tot bloc NATO și eu socot că cu ajutorul lor ucrainenii să învingă și să fie pace și Ucraina să fie cum a fost și Rusia să plătească tot ce a distrus acolo. Noi știm istoria, noi știm cât a ocupat Rusia și în Iujna Osetia și Ucraina și Crimul și Donbasul și Kirovogradul și o bucată de Finlandie și o bucată de Kitai și Japonia, Kurilile și astăzi ocupanți și Transnistria, teritoria Republicii Moldova ocupată de 30 de ani și oamenii trebuie să fie liberi, să aleagă de ce parte vor și să nu vină cineva să ocupe. Voi sunteți cu noi, Moldova vă înjosește, noi nu înjosăm pe nimeni, noi iubim pe toți oamenii, pe toate națele. În Moldova, în Rus, suntem toți creați de Dumnezeu și dorim să fie pace între popoare, înțelegere între oameni și bine pe pământ. Păreri adunate la Sângerei. Republica Moldova merge în direcție greșită. Se sugerează în mai toate sondajele de opinie, cetățenii spunând că sunt nemulțumiți de faptul că nu au un trai decent. Europa Liberă l-a întrebat pe sociologul Pietru Negură, cercetător la Institutul de Studii Est și Sud este europene din Regensburg, Germania, ce au în vedere moldovenii atunci când aproape jumătate dintre ei consideră că țara lor se îndreaptă în direcție greșită. Probabil că trebuie să punem aceste date în contextul așteptărilor pozitive extraordinare care au fost cumva asociate cu alegerea masivă a forțelor democratice, a Partidului Acțiune și Solidaritate și a președintei Maia Sandu. Toată lumea și-a pus foarte multe speranțe și inclusiv un electorat care nu era neapărat cel care în mod tradițional votează, ca să spun, centru-dreapta. Deci,
convențional vorbind, în contextul moldovenesc. Dezamăgirile erau iminente, erau așteptate. Nu putea să descurce o guvernare într-o perioadă atât de critică, deci cumva minată de crize de tot felul, și acum avem crize multiple, de ordine economic, de ordine energetic. COVID-ul nu a trecut și acum încă și acest război din Ucraina, care a dat toate una peste alta, și este evident că dificultățile sunt multe și se țin lanț. De asta dezamăgirile sunt cumva mari, deși mă așteptam la mai multă înțelegere, ținând cont de acest context. Eu cred că există totuși multă lume printre acești respondenți care totuși încă nu au retras acest credit de încredere pe care l-au acordat guvernării, și eu încă mai sper că această guvernare va menține această o credibilitate pe care și-a cucerit-o pe bună dreptate, și dacă guvernarea merge pe o cale greșită sau corectă. Deci sunt două aspecte pe care ar trebui să le luăm în considerație în felul în care respondenții răspund în aceste sondaje. Unul este o evaluare cât de cât obiectivă și alta este cumva la supărare, știi, la nemulțumire. Și în raport cu aceste așteptări, uneori răspunsurile sunt foarte negative. De exemplu, merge într-o direcție greșită. Și aici trebuie să luăm și acest aspect de cumva un răspuns la furie, un răspuns la supărare. Și bănuim că rezultatele, de exemplu, unor alegeri ar fi puțin diferite decât cele din sondaje, tocmai din motivul că când mergi la alegeri există și partea asta de supărare, de vot contestatar, de vot protestatar, dar există și un vot rațional pe care oamenii îl aleg cumva cu bună știință și în mod rațional. Dar ce intervievați iau în calcul și geopolitica, o apropiere mai mare de est sau de vest, influențează răspunsul lor când îl dau în cadrul acestor chestionări? Nu neapărat, pentru că dacă ne uităm pe preferințele de politică externă, atunci vedem că susținerea pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este mare în continuare și ea a crescut în sondaje de la începutul războiului, din februarie până acum. Dovadă că, da, există probabil și această latură, dar ea nu este determinantă. Mai degrabă este percepția față de calitatea guvernării în direcția pe care și-o doresc respondenții, și anume în combaterea sărăciei, prețurile pentru energie, salariile, pensiile. Deci astea sunt factorii cei mai determinanți în momentul în care respondenții evaluează calitatea guvernării. Și da, din câte vedem, astea sunt preocupările cele mai mari ale moldovenilor, cele legate de precaritate, de sărăcie. Lăsați să se înțeleagă că această direcție greșită se referă mai curând la situația economică destul de dificilă, la tăvălugul scumpirilor care pe mulți i-a luat chiar prin surprindere, ținând cont de mărimea pensiei, de mărimea salariului, dar ei se informează conștient de unde se trag aceste scumpiri. Da, există și partea asta, adică respondenții sunt cumva nerăbdători. Ei vor acum totul și evident că nu sunt foarte atenți la nuanțe, mai ales atât cât ține de contexte macro, de contexte mari, cum este pandemia COVID, cum este războiul din regiune. Spuneți că o îngrijorare ar fi și războiul ruso-ucrainean, care în câteva zile ajunge la 3 luni de când Rusia a declanșat această invazie în Ucraina, dar frica de război nu se regăsește printre primele îngrijorări în rândul cetățenilor Republicii Moldova. E undeva mai sus încolo. Da, e adevărat. Dacă ne uităm la un sondaj care a fost făcut în aprilie de către IMAS, vedem că războiul este undeva pe locul chiar 5-6, mult în urma problemelor socioeconomice și cele legate în special de prețuri, de sărăcii, de salarii și așa mai departe. Deci problema percepută a războiului este undeva la 4,5%, dacă nu mă înșel. Și care este explicația dumneavoastră ca și sociolog? Țara oricum este afectată de acest război și autoritățile spun că e prima țară care e cel mai greu afectată de consecințele acestui război ruso-ucrainean. De consecințele directe și indirecte, pentru că una din consecințele directe sunt refugiații și deja este un motiv suficient ca oamenii cumva să ia mai în serios ceea ce se trece în țara vecină, în Ucraina. Dar problemele cu care oamenii se confruntă nemijlocit zi de zi sunt cele socioeconomice. Oricât ne poate scandaliza acest lucru, oamenii cumva sunt relativ egoiști în sensul că le pasă cel mai mult de probleme cu care se confruntă ei și nu vecinii. Și lucrul ăsta nu este foarte bun, dar asta e realitatea. Și doar în momentul în care acest război se poate repercuta, se poate extinde și în Moldova, în acel moment respondenții
îngrijorați. Dacă ne uităm pe sondajul comandat de Watch Dog și IPIS, care sunt cele mai importante lucruri care îngrijorează cel mai mult? Un război în zonă, probabil că este cea mai mare grijă, este aproape 60%. Și după asta vin prețurile și toate celelalte care sunt problemele obișnuite pentru moldoveni. Din momentul în care a apărut riscul iminent de extindere a conflictului asupra Republicii Moldova, așa numit Transnistria, din acel moment au crescut și îngrijorările legate de acest război. Deci, paradoxal, eu mă așteptam la un sentiment de insecuritate mai mare și până în aprilie, deja din momentul în care s-a declanșat războiul. Și totuși, pentru moldoveni, pentru cei mai mulți, războiul a continuat să fie un lucru relativ abstract sau pentru o parte mare a respondenților. Și a devenit mai concret, mai palpabil în momentul în care exploziile au început să se audă de la Chișinău. Dar ce ar însemna o direcție bună? Dacă aproape o jumătate dintre cetățeni consideră că Moldova se mișcă într-o direcție greșită, ce ar însemna o direcție bună? Oamenii sunt buni de evaluat, dar nu sunt buni de guvernat. Și de obicei când se fac interviuri de astea calitative, cum le faceți dumneavoastră și ne le ascultăm în fiecare sâmbătă, oamenii încep să spună că vrem locuri de muncă, vrem asta, dar formula, cum se poate ajunge acolo, este mai complicată și deci aici ei lasă cumva în grija guvernării. Păi formula tocmai trebuie să o identifice cei care și-au dorit puterea, nu? Și au ajuns la guvernare. Da, e logic, dar dacă ne uităm pe grijile respondenților, atunci corupția este undeva pe locul a 10-lea, pe când în cazul guvernării, corupția este probabil una din problemele pe care și-a pus printre primele în agenda de guvernare. Deci, cumva, prioritățile sunt puțin văzute diferit de către respondenții și de către guvernare. Și probabil că, dacă i-am întrebat ce ar trebui să facă guvernarea, răspunsul ar fi să scadă prețurile, să crească salariile, să mai multe locuri de muncă, dar cum să se facă acest lucru rămâne în cutia neagră acolo închisă. Deci oamenii nu prea știu ce să răspundă, bănuiesc. Dar probabil că totuși anumite elemente structurale, de exemplu cum este corupția, nu este văzut, din păcate probabil, pentru că asta e, din păcate și pentru guvernare, ca una din problemele cele mai mari de către respondenți. Încrederea în politicieni. Datele acestor sondaje arată că șefa statului Maia Sandu este politicianul în care au cea mai mare încredere cetățenii, după care fostul președinte Igor Dodon și alți politicieni. Iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în legislativ ar accede cam aceleași partide. Dacă ne uităm pe ultimele sondaje, popularitatea guvernării, deci a Partidului Acțiune și Solidaritate și a Maia Sandu este cumva în descreștere și totuși aici sunt niște nuanțe. De exemplu, am observat că există anumite segmente în care popularitatea Maia Sandu a crescut după războiul din Ucraina, modul în care ea gestionează evenimentele și multă lume îi dă dreptate în felul în care gestionează, administrează statul în acest context dificil. Și în același timp, cum spuneam, oamenii mai răspund la supărare și au tendința să dea o notă proastă actualei guvernări și uneori exagerând sau premărind meritele unor partide de opoziție, inclusiv a fostelor guvernări. O viață decentă ar trebui să aibă și ea o definiție clară, pentru că, să admitem, dacă pensia e 2.000 astăzi și va fi mâine de 4.000, asta nu înseamnă că toată lumea va fi mulțumită și va zice că are încredere. Da, pentru mine mai este o dimensiune a unui trai decent. Este speranța într-o viață mai bună. Deci acum poate noi nu stăm foarte bine, dar există anumite tendințe pe care noi le apreciem ca drept pozitive. De exemplu, că fac anumite lucruri pe segmentul corupției, pe segmentul socioeconomic, pe politica externă. Și ar trebui să se meargă pe această direcție. Și chiar dacă este foarte greu acum să guvernezi într-un context de criză pe mai multe dimensiuni, dar ar trebui cumva să se dea oamenilor această speranță, să se mai vadă lumina la capătul tunelului, pentru ca ei să aibă o percepție a calității vieții mai ridicată decât o fac în mod obișnuit. Deci în momentul în care oamenii ar avea o așteptare pozitivă despre ce îi așteaptă la capătul tunelului, atunci cred că ar trăi mai ușor aceste momente. Bine, dar ei aproape zilnic aud informații, știri de felul că e greu să scapi de problemele energetice, de cele de securitate, de criza alimentară, nu se știe când se va termina războiul dintre Moscova și Kiev. Toate acestea oricum îl predispun să dea un răspuns negativ. Dar în momentul în care s-ar da și motive întemeiate pentru o speranță de viitor, de exemplu că ceva totuși se face pe domeniul corupției, ceva totuși se face la nivel de politici economice,
ceva pe poliție socială, chiar dacă impactul pozitiv nu este imediat. Oamenii cred că ar avea mai multă îngăduință și ar da o notă ceva mai ridicată la direcția corectă sau greșită. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare. Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.